de atâția ani în branșă și umblând foarte mult în turnee și prin țară și prin străinătate, am văzut multe gunoaie la viața mea în țara asta, pe marginea drumurilor, pe câmp, pe oriunde, în albia râurilor, și îmi place proiectul ăsta pentru că avem o șansă să facem ceva, să schimbăm. De ce ar trebui să facă românii chestia asta? Eu zic să se uite în jurul lor, mai ales cei care au mai umblat prin străinătate, au văzut cum este și ar trebui să ne civilizăm și noi și să avem o țară mai curată. Cum ați convins? Nu, n-a fost foarte greu. Având în vedere faptul că, cum am spus mai devreme, am umblat foarte mult și am văzut foarte multă mizerie la viața mea. Prin toată țara asta am umblat în lung și în lat. A fost foarte ușor să mă convingeți, pentru că m-am săturat și eu de atâta mizerie și atâta necivilizație. E vremea să facem ceva pentru noi, în primul rând, și pentru copiii noștri, ca să trăiască într-un mediu mai curat și mai sănătos. Că pe 25 septembrie e vremea să facem puțină curățenie.